invitația lui Vladimir Bojović, consilier în Guvernul Serbiei, la lucrările Conferinței Internaționale Zilele lui Archibald Reis, participă și delegație din România, care cu această ocazie în anfiteatrul din cadrul Academiei a organizat prezentarea cărții Polițistul Creștin, tradus în limba sârbă. Cartea Polițistul Creștin poate să fie de un real folos atât studenților din Academia de Poliție, cât și polițiștilor care sunt deja în activitatea lor în slujba comunității. Pe noi ne-a ajutat foarte mult această carte scrisă de Kipinge Oamuturi, pentru că tratează compatibilitatea care este între a fi polițist și a fi creștin. Cele două merg împreună. De fapt, spune el în carte, nu poți să fii un bun polițist până nu ești și un bun creștin. În urma prezentării, cărțile au fost făcute cadou studenților și bibliotecii din cadrul Academiei de Poliție și Criminalistică. Cu mai multe detalii vom reveni duminică în cadrul emisiunii Magazin TV.